Ne-am dus cu Dumnezeu înainte și ne-am întors cu cea mai ușoară grupă pentru euro. România a scăpat de Spania și Franța. N-a fost nici Ungaria cum a vrut Iordănescu. România se bate pentru calificarea la euro cu Elveția, Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Cred că nici dacă nu alegeam singuri, nu puteam să alegem atât de bine. Am fost, hai să nu spunem norocoși, am avut șansă. Putem spera și la primul loc? Cu acest gând plecăm, să ocupăm primul loc sau locul al doilea. Edi Iordănescu trebuie să ducă România la euro, la fel cum a făcut-o tatălui în 2016. Grupă destul de accesibilă și din punctul meu de vedere trebuie să ne calificăm. Euro 2024 va fi la Pro TV. În ultima vreme, România s-a calificat din 8 în 8 ani, în 2000, 2008 și 2016. Eu n-aș vrea să fie din 8 în 8 ani, dar măcar să fie și așa.